Două incidente separate au perturbat traficul pe două aeroporturi din Statele Unite ale Americii. Un avion al companiei de curierat FedEx a luat foc la aterizarea în Florida, iar o aeronavă a companiei American Airlines și-a întrerupt decolarea după ce un motor a explodat, iar flăcările au cuprins aripa. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Avionul companiei American Airlines, un Boeing 767, se pregătea de decolare pe una dintre pistele aeroportului O'Hare din Chicago. Nu a apucat să ruleze prea mult când un zgomot teribil urmat de o bubuitură puternică i-a speriat de moarte pe pasageri. It cracked the window on the right side of the plane. Pretty big flame, pretty big ball. We started to take off. We didn't get in the air and the right side engine blew. Cu mult profesionalism, piloții au reușit să oprească avionul complet și să înceapă de urgență evacuarea. The smoke was the worst thing. About halfway through getting out, the smoke started to get a little bit heavy. So you get a deep breath to get some oxygen and you took in smoke, and that was the scariest part of the whole thing. Responsabilii aeroportului au asistat permanent pasagerii și s-au asigurat că aeronava nu va exploda cu totul. This could have been absolutely devastating if it happened later, if it happened farther. The tower did a great job communicating with the pilot, fire that they could see, and they got everybody off that plane immediately. În timpul operațiunilor de salvare, aproximativ 20 de persoane au fost rănite ușor, mai ales din cauza modului în care au alunecat pe toboganele de evacuare ale avionului. Zborul American Airlines avea la bord 170 de oameni. Un alt incident a pus pe jar echipele de intervenție de pe aeroportul din Fort Lauderdale, Florida. O aeronavă operată de firma de curierat FedEx a luat foc la contactul cu pista pentru că trenul de aterizare nu a funcționat corect. Pista a fost imediat închisă și așa va rămâne până la finalizarea anchetei demarate de responsabil. Compania FedEx a anunțat că niciunul dintre piloți nu a fost rănit.